Este emoționată, uitați-mă, este emoționată. La concert la Ștefan a fost un moment, nu știu, eu cel puțin m-am simțit foarte bine și m-am simțit specială. Iată, fetili! Aveam locurile noastre rezervate, scria X-Factor pe ele. Din când în când o să mai fac și așa. Ne-a dus să vedem scena, sala, în culise. Eu data trecută când am fost la repetiții la Ștefan, am spus că dacă mă lasă când ce piesă vreau eu, eu îmi fac tatuaj cu Ștefan Bănică Junior. Acum ce mă fac eu că mi-a acceptat piesa cu Aretha Franklin? Dar pun să-mi facă semnătura aia, îmi tatuez semnătura. Ce simți în momentul în care ești la concertul lui Ștefan? În primul rând că te face să-ți dai seama că tu contezi pentru el. Deci el are o relație cu publicul lui. Dacă nu ești tu, am zis că sunt, nu știu, în rai, efectiv. Eu m-am ridicat de pe scaun la un moment dat și am început să dansez pe acolo, să sar în sus de fericire printre rânduri. A venit și Nicoleta, chemam și staff-ul să vină să danseze. Ștefan e un om genial. Din punctul meu de vedere, ca artist, nu am ce să-i reproșez după concertul ăsta. Și am să-i mulțumesc toată viața că m-a invitat la concertele. Piesa cu mama, nu știu, pe mine m-a emoționat foarte tare. Așa să mă ascund acum după copertine ceva. Deși sunt un om care nu le spune a lor ei cât de mult iubește, eu iubesc foarte mult familia. Și mi-e foarte, foarte dor de ei. Și atunci, în momentul în care a cântat o piesă dedicată mamei și a mai și zis că ar fi păcat să nu-i dedice cât e în viață, m-am stat și m-am simțit puțin vinovată pentru că eu nu-i spun lui mama cât de mult o apreciez. Și majoritatea cântecelor și pieselor pe care le-am cântat eu până acum le-am dedicat tatălui meu. Și am simțit că am fost puțin nedreaptă, știi? Efectiv, în timpul concertului lui Ștefan, la piesa mama, mi-am sunat-o pe mama, n-am fost în stare să zic nimic, am pus așa telefonul și am lăsat piesa să cânte. A fost așa un fel de dedicație pentru mama.